Calea ferată Hunedoara-Simeri a fost înființată în 1884, iar pe ea circulau trenurile cu mii de muncitori ai combinatului siderurgic din Hunedoara. Au trecut 6 ani de când ultimul tren de călători a pornit fără întoarcere din gara Hunedoarei spre Simeria. De atunci și clădirea stației de cale ferată a fost pusă sub lacăt și lăsată în conservare în așteptarea unor vremuri mai bune. Traseul căii ferate pornește din Hunedoara, traversează zona combinatului siderurgic și satele Peștișu Mare, Bârcea Mică, Bârcea Mare și Sunt Andrei și ajunge în vechiul nod feroviar. Rare ori mai circulă câte un marfar între Simeria și Peștișu Mare. În Hunedoara nici măcar trenurile de marfă nu au mai ajuns din 2018. În ultimii ani, mai multe dintre construcțiile de cale ferată de pe marginea acestui traseu au fost dezafectate, distruse sau demolate. Au dispărut și liniile ferate secundare, iar linia ferată pe care circulau trenurile personale s-a acoperit treptat de buruieni și s-a înconjurat de tufișuri, începând de la câteva zeci de metri de gară. Unii dintre localnicii care în trecut reclamau desființarea rutei Hunedoara-Simeria și-au pierdut speranța că în viitorul apropiat vreun tren va mai porni din municipiu. Cei 15 km ai căii ferate Hunedoara-Simeria au fost construiți între anii 1883 și 1884 și au fost inaugurați odată cu primul furnal al uzinelor de fier construite în Hunedoara. În deceniile următoare, datorită dezvoltării orașului Hunedoara și a metalurgiei, calea ferată a devenit tot mai importantă pentru comunitate. În anii 50, statul român a dezvoltat proiectul feroviar, construind pe același tronson o rețea de linii industriale necesare combinatului siderurgic. Lungimea totală a acestora depășea 150 de kilometri. Timp de mai multe decenii, gara devenise unul dintre cele mai aglomerate locuri din orașul Hunedoara, fiind folosită de un număr mare de angajați ai combinatului. În 1984, linia CFR Hunedoara-Simeria a fost electrificată. În ultimele decenii, traficul feroviar s-a redus treptat, până când, în 2018, CFR a decis scoaterea din folosință a traseului Hunedoara-Simeria. Operatorii privați nu s-au arătat nici ei interesați de a prelua această rută. Gara municipiului Hunedoara a fost proiectată în 1951 și finalizată în 1953. Gara Hunedoarei avea aproape 30 de spații, un restaurant, două săli de așteptare, iar în jurul ei câteva baruri și terase îi întâmpinau pe călători. Clădirea a păstrat în vârful turnului ei steaua socialistă, iar ceasul de pe același turn s-a oprit de mult, ca și cum timpul ar fi stat în loc.